Liviu Pop, ministrul educației, doamnelor și domnilor, îl sfidează pe premierul Mihai Tudose, care a spus că manualul de sport este o glumă. Până la urmă, acest manual a fost tipărit și va fi pe băncile elevilor de clasa 5-a. O să-l vedeți și dumneavoastră cum arată și ce indicații prețioase conține. Haideți să vedem un scurt material, să vedeți și să revedeți și reacția domnului Mihai Tudose, ce o să învețe copiii efectiv din acest manual și oare de ce nu le avem pe celelalte, de română, de matematică, astea importante. Astea nu sunt, probabil la iarnă o să ajungă pe băncile elevilor. Controversatul manual de educație fizică și sport pentru clasa a 5-a va fi pe băncile elevilor la începutul anului școlar. Manualul de educație fizică promis de ministrul Liviu Pop este gata, atât în format digital cât și pe hârtie. Profesorii de educație fizică urmează să fie convocați la inspectoratele școlare din țară pentru a fi instruiți cum să predea la ore. Halucinant este faptul că elevii care trec în ciclul gimnazial nu vor avea însă alte manuale, cele pentru materiile de bază, cum ar fi româna sau matematica. În momentul de față, în cazul manualului de sport, nu s-a depus contestație, iar, de exemplu, în cazul celui de română, matematică, s-a depus contestație, ceea ce înseamnă că pe 15 septembrie elevii vor avea manualul de sport pe bancă, dar nu vor avea manualul de limba română. Ceea ce este o situație un pic extrasă dintr-o operă kafkiană, pentru că materiile de bază pentru elevi de gimnaziu, matematică română, vor fi făcute pentru o perioadă de 2 luni, fără suport de curs. În schimb, ora de sport, unde, din punctul nostru de vedere, nu avem nevoie de un manual, va avea acest manual. Reprezentanții elevilor s-au arătat deranjați pentru că nu au fost deloc consultați când s-a luat decizia de a avea încă o carte în ghiozdan. Copiii vor învăța din noile cărți cum trebuie să meargă pe stradă. Mersul este modalitatea de bază, cea mai simplă, folosită pentru deplasarea omului încă din primul an de viață. În timpul mersului vei păstra contactul permanent al unui picior cu solul, se arată în noul manual. Singurul încântat de aceasta pare însă să fie doar ministrul Liviu Pop. Bine că am aflat cum e cu mersul, că altfel, nu știu dacă nu cunoșteam această definiție teoretică, nu știam să mergem. Citat din pagina 37 a manualului. Încât îmi vine să crap capul tuturor celor care încearcă să-și bată joc de această generație de copii. Iartă-mă, dar nu se poate așa ceva. Este mult prea mult. Pur și simplu își bate Paul, joc de această generație de copii. Vorbesc. Trebuia manualele să mai facă un manual nu de sunt sport. Modernizate, n-au nicio legătură cu creativitatea, cu tehnologia, cu meseriile viitorului, cu lumea afacerilor în viitor, cu economia viitorului. Ce facem cu acești copii? Este inadmisibil. Copiii ăștia nu știu să alerge, nu știu să facă sport de echipă, nu știu educație civică și noi le facem manual de mers pe jos. Am înnebunit cu toții. Vă dați seama că e o atitudine a unui ministru care are dorința în sinea domniei sale, să convins, să lase ceva în urmă, să zică, domnule, cu asta mi-am pus eu ștampil acolo. Și nu poate să facă ceva efectiv, constructiv și util și atunci face o gogomanie de genul ăsta. În țara în care tavanul școlii cade peste elevi, noi învățăm ce e mersul. Păi mai bine le faci un manual cum să ieși când îți cade tavanul în cap și înveți acolo, mergeți pe brânci, dacă în curtea școlii ia foc gunoiul, pubela unde se strâng gunoiul, că nu le ia nimeni, o luați pe dincolo, iar săriți și gardul, adică e o nebunie, este a descris cineva foarte bine, mai pui 143 de pagini în ghiozdanul complet inutil al copilului care merge la școală în clasa 5-a. Ăla era un citat din pagina 37, sper să nu greșesc pe care. Da, vreau să vă mai citesc cu o definiție din m-am uitat și l-am subliniat niște... În lecția de educație fizică, atenție, Dan, pentru o comunicare mai simplă, pentru membre inferioare se folosește cuvântul picior, iar pentru membre superioare, braț. Noi considerăm că copilul în clasa 5-a este handicapat mental, dacă îi spui aceste lucruri. Asta este un manual de alergat cât mai repede din țara asta. Pentru că este, cum spunea doamna Pau, o bătaie de joc incredibilă. Copiii au nevoie de sport, de mișcare. Băgându-le lecții teoretice, orele și așa puține de sport, vor deveni
și mai puține, să pentru că vor face teorie, vor face sport, teorie, nu vor face mișcare care sau picior și care sport. Asta am înțeles. Deci ne vom duce la sport și în loc să alergăm, ca să ne deci vom învăța, vor învăța copiii care e piciorul, care e bă, să nu încurcați brațul cu piciorul, sau cum spune domnul Pop, că așa scrie pe Facebook, că s-a operat la genunche. El se operează la genunche și problemele care le am, că așa vorbește ministrul educației astăzi, care stă pe scaunul lui Spiru Haret, să răsucește mormânt Spiru Haret săracu, că pe scaunul pe care l-a ocupat el stă un om care este semi. Dar care e miza, Sabin? Care e miza? Trebuia să mai ia niște băieți deștepți, niște bani pe aceste manuale? Miza a intuit-o corect, domnul Bucură. Miza este că băieții ăștia, ca, e vorba aia, hai să ne facem că lucrăm. Păi ce putem să lucrăm? Am făcut un manual, n-a făcut am făcut un manual. Eu bănuiesc chiar, pe bune, sunt invidios, eu bănuiesc că l-a scris domnul Pop, domnule, în vacanța asta, că după cum este, după cum sunt exprimările de acolo, eu bănuiesc că e domnul Pop plus o corectură, adică n-a lăsat chiar greșeli gramaticale odioase, dar o mică corectură. Dar eu bănuiesc că e scris de domnul Pop, care înțeleg că, de altfel că e de matematică, profesor, deși eu am, din câte știu eu, profesorii mei de matematică știau bine limba română, erau profesori adevărați, cei pe care am prins eu. Poate domnul Pop e din altă generație, unde nu mai era obligatoriu la matematică să știi limba română. Eu am înțeles că atunci când termin o facultate de pedagogie, ești profesor de matematică, de geografie, de germană, să știi și limba română, să știi să explici limba română corect. Domnul Pop nu știe să vorbească corect românește. Ne-a dovedit-o de nenumărate ori. Dar, repet, este principiul Mircea, fă-te că lucrezi. Hai, repede, să dăm un manual, cum e, cu sportul, cu ceva. N-are a face, hai să-l tipărim repede. Da, ia uita ce îmi scrie o telespectatoare. Dar măsuri de prim ajutor nu ar putea să învețe copiii? Ar fi mai utile. Bine ziceți, doamna. V-am spus când cade exact tavanul școlii să știi cum existau, să evacuezi. Existau la un moment dat cursuri de sanitarii pricepuți. Chiar am participat. Asta erau chiar niște cursuri utile. Erau niște competiții. Erau, apropo de sport, erau competiții între școli, între licee. Nu, dar cum va decurge această oră de sport, domnule Goțiu? Mergem, se duce copilul și ce face? Stă să studieze manualul, nu? Dă și test, bănuiesc, da, poate rămâne că dă și corigent? Poate că dă și teză. În loc să alerge, dă teză să spună cum îi se spune limbaj popular, membrului inferior și membrului superior. Nu știu ce da, va fi la teza aia, dacă eu, va fi tez grilă că sau nu. Înțelegeți care e sensul istoriei. Sensul istoriei este că ne îndreptăm spre orele de PTAP, practică agricolă, cules de struguri la CAP. Asta este sensul care cred că se mișcă guvernul ăsta. Aveam un pic de mișcare, acolo se făcea un pic de sport, era bine pentru sănătate. Era cu japca, cu forța, dar era ok. Deci ăsta e sensul. Mai are puțin doamna Doina Pană să ne propună, să zicem, o oră de marxism la școală, să mai rescriem puțin istoria și numai știri pozitive în manuale, să nu vă prind cu știri negative pe manuale, cu articole negative, numai pozitive, totul e minunat și propun să facem asta, pentru că altfel nu ne putem întoarce în timp. Odată cu doamna Pană, o lăsăm singură în vremea Ceaușismului, ne întoarcem și noi cu ea. Domnul Pop a spus că va face o conferință de presă și va vorbi despre banii care se investesc în tipărirea manualelor. În manualele astea de sport și manuale care nu sunt necesare, sau cel puțin la deschiderea anului școlar, încep cu manualul de limba română, de matematică, eu așa știu. Nu, dar miniștri ăștia, mă întreb, ori avea copiii, nepoții sau ce zice, în sistemul de stat românesc și acceptă să învețe copiilor așa enormități? Adică iartă-mă, dar eu văd ce învață ăștia la privat. Adică nu în clasa 5-a când îi faci manual ce aia mersul, în clasa 1-a, în clasa 2-a. Și la privat, nu vorbesc de școlile din afară, acolo cine are posibilitatea să-și țină copiii, probabil că învață altceva. Dar la noi, în clasa 5-a să înveți mersul. Adică și mâna, diferența între genunchi și genunche, sau mai știu eu ce enormități asta de genul ăsta, înseamnă că e... Doamna Paul. M-am ambiționat să-mi dau fetița la școala publică. He? La ambiție. Cea mai bună învățătoare din generația ei. Nu există zi în clasa 0 în care la întrebarea cum a fost astăzi la școală, să nu mi se răspundă plictisitor. Înnebunită de răspunsul ăsta, la un moment dat am zis, dar concret, spune exact ce ai învățat astăzi. Hai de mama, astăzi am învățat oxigenul. Pe bune, am învățat la grădii. Am învățat la grădii ce e oxigenul. N-ați înțelegeți că este o altă generație de copii? În timpul verii, acum, după clasa 0, am dus-o la un atelier opțional de robotică, făcut de un ONG, de care este extraordinar de pasionată și captivată. Și nu că face față, este curioasă, știe ce e electronul, ce e protonul, ce e neutronul. La 7 ani, doamnă, noi nu înțelegem ce e generația asta de copii. Să le spunem, învățăm să învățăm la 10-11 ani.
Ceea ce ei au învățat la un an și doi ani este ridicolul incompetenței pe bună, da, bună de banc. Nu mai puteți cita odată chestia cu mersul care trebuie să ai un picior da, jos. Da, uitați-vă, teoria. Păi se fac întoarcerile, timpul 1, timpul 2, deci nu le executăm altfel decât ca la manual. Vă, eu cred că efectul va fi că elevii vor fugi și de această oră de sport, pentru că vor avea de învățat și acolo teorie. În loc să se ducă sale, ce fac o mișcare... Odată cu aceste manuale dispar profesorii de sport. Dom'le, eu țin minte la școală, nu? Că profesorul și de sport... Și se risipesc banii publici, să o spunem foarte da, răspicat. Tot ceea ce vedeți aici în imagini face profesorul de sport, că de-aia e plătit ca profesor. Și are facultate. Are o programă, are o facultate, învață pedagogie la școală și le explică copiilor, da, 5-a, da, 6-a, da, 7-a, ce să facă, întoarcerea, whatever, să facă genoflexiuni, ca să întărim genunchele lui domnul Pop. E ok, dar asta învață un profesor. N-avem nevoie de manual teoretic, că nu sunt la facultatea de educație fizică sport. Sunt niște copii care să facă mișcare, să îmbine școala cu mișcarea. Și mișcarea nu se face până ție, domnule. Și sportul de echipă, că de-aia te duci la școală. Da. Și ești într-o clasă. Mi se pare o cheltuială inutilă, dar care arată disperarea acestor oameni, așa cum a bine a spus domnul Bucura, disperarea acestor oameni de a produce și ei ceva. De a lăsa și ei ceva. Și din păcate domnul Popu s-a gândit să lase ceva serios, a zis ceva rapid, așa cum fușerim repede pe o jumătate de vacanță, acum mai avem puțin o lună, hai să dăm repede un manual de sport, că ăla e ușor, îl facem imediat. Nu, hai să dăm niște bani cuiva. Iar editurile serioase, cum este Humanitas, care a avut multă vreme cele mai bune manuale teoretice la multe discipline, n-a mai fost luată în calcul anul ăsta, nu mai face manuale, că trebuie să facă niște edituri de-astea no-name, ce e de pres. Și acum să ascultăm și vocea elevilor. Ei au ieșit acum câteva zile cu un mesaj foarte dur, Consiliul Național al Elevilor, în care au spus, unii dintre profesorii noștri sunt neinstruiți, suntem obligați să dăm banii aiurea pe materiale auxiliare nenecesare și ei au spus, citez, pe prostii și că se duc în școli unde sunt insecuri. Nu e posibil așa ceva. Asta este situația, asta este gândirea ei. Ministerului Educației, doamnelor și domnilor. Asta este gândirea acestor oameni pe care i-am votat sau i-ați votat, cine i-a votat, eu nu i-am votat. Asta este gândirea lor. Așa văd ei să reformeze, să aducă școala la nevoile actuale. Asta este nivelul, n-ai ce să le faci. Suntem pe finalul emisiunii. Doamna Dar chiar nimeni din guvernul ăsta nu poate să-l ceva în legătură cu